ți-a băgat în cap. Da, săritură cuantică, te rup din mintea colectivă, noaptea minții, ok. Mintea colectivă e noaptea minții, ok. Drum bun. Cine ți dicta să faci lumea ca în joc, în World of Warcraft? Toată lumea să fie holografică și tu doar să fii cine? Cine te-a deranjat? Da? Înapoi în viitor, spațiu, se anulează deranjul acesta minunat. Se întoarce înapoi, e bumerang, e zi cum vrei, energiile care au făcut-o cu bună știință sau nu, spațiu. Jocurile toate, game-urile care se joacă copiii, da? Pe telefon, pe calculator, pe... Ai dreptul să judeci așa ceva, justice, să faci justiția, da? Să echilibrezi lumea în direcția de care e nevoie, care simți tu, vibrațional, dar mai spui una alta. Da, justice. Se lămuresc lucrurile acum, se pune la punct. De ce lumea din jur trebuie să fie holografică? Pentru că încă n-au sărit fiecare în corpurile sale și amintirile te iubesc și te bântuie din 3D. Ori nu mai e nimeni dintre... Cine ți-a băgat în cap gândul ăsta? Că nu mai e nimeni din 3D. E toată lumea, sunt rudele tale, e lumea în care trăiești, ai trăit și vei trăi. Cine ți-a băgat că nu? Spațiu. Înseamnă că așa e? Da. Așa e. E soarele. E minunat și așa e. De-aia e holografic în jur și ești singur, singură, pe un timp, pentru că se reciclează. Se lămuresc lucrurile cum te-ai lămurit tu, da? Cine se uită? Da. Ai ieșit din vârtej și pui la punct niște lucruri. Gata. Da. E răsturnat regele de cuțite care venea în viteză să-și facă legea, să-și, da, energetic vorbind, vibrațional, chiar și energie inteligentă, adică jocurile, game-urile, roboței și așa mai departe, holografic, înțeles, ai răsturnat, da. Noi doi s-a răsturnat, voi doi, da, și ești Heiger Priest. Și vezi de treabă mai departe. E minunat. Ok.